Bună, dragii mei! Înainte să începem etalarea zilnică, foarte mulți dintre voi mi-ați lăsat în comentarii că nu vă mai apar pe YouTube ca recomandări filmările mele, că m-ați tot căutat, dar nu reușiți să găsiți nicicum etalările mele de tarot. V-aș recomanda să vă uitați dacă sunteți sau nu abonați la canalul meu de YouTube. Abonarea e gratis, nu vă costă nimic, dar trebuie doar să apăsați acolo pe butonul abonare și de asemenea verificați dacă ați activat și clopoțelul. Da? Clopoțelul este de fapt elementul care vă anunță atunci când eu public toate etalările mele absolut gratuite, cele săptămânale, cele lunare, ambele fiind analize pe zodii, da? Prin urmare, vă rog să verificați și acest aspect. Și acum, hai să începem. Pentru ziua de luni, mesajul cărților de tarot pentru toată lumea vine de la 10-le de săbi, pajul de monede și acest foarte, foarte frumos 9 de cupe pe care le avem aici. Ce vor să vă transmită aceste cărți este că uneori eșecul face parte din traseul nostru către succes. E absolut normal, nu e un lucru de care să vă fie rușine, nu e un lucru de care să vă feriți. Da, uneori lucrurile nu ies așa cum vreți voi. Uneori trebuie să vă dați seama de propriile voastre limitări, astfel încât pe urmă să depuneți mai mult efort, să învățați aici o lecție foarte importantă. Și asta e valabil și în dragoste, și în carieră, și în studii, și în relațiile de prietenie, și în relațiile cu familia, în orice aspect al vieții voastre. Așteptați-vă în această zi de luni ca Universul să vă servească pe tavă o astfel de lecție. Mai ales pentru cei care sunteți elevi studenți, pentru cei care lucrați, pentru cei care sunteți în câmpul muncii. O să faceți lată, o să faceți o gafă. Important este cum vă redresați după această gafă, cum vă redresați după această problemă. Felul în care voi reacționați în fața eșecului, în fața problemelor, este de fapt cel mai important factor în calea succesului vostru. Dacă luați totul ca pe o lecție și nu vă lăsați doborâți de aceste impedimente care apar în calea voastră, aveți toate șansele ca până la finalul zilei să redresați situația și, în plus, pe lângă asta, pe termen scurt, pe termen lung, vă creați această mentalitate, această atitudine pozitivă de creștere, de dezvoltare față de viață și în timp o să vedeți că o să devină un automatism. Nimic nu vă mai stă în cale dacă voi vedeți eșecul doar ca pe un lucru normal care se întâmplă, din care avem de învățat și, ba mai mult, asta vă motivează să încercați mai mult, să vă străduiți mai mult, să depuneți mai mult efort. Nimic nu o să vă stea în cale. Și asta începe pas cu pas din lucrurile mici, minore, care se întâmplă zi de zi în viața voastră. Per total, foarte mult potențial pozitiv aici, mult potențial de dezvoltare, depinde și atitudinea voastră. Vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați că ne revedem și mâine!